Mă numesc Tolirașcu Maricica, sunt din Iași, sunt bucătar de vreo 14 ani, am 49 de ani și în decembrie fac 50. Azi o să gătesc un pui indian cu orez șofranat. O să punem puțin șofran, să-i dăm culoare la orez. E rețeta care consider că mă reprezintă pentru că e puțin picantă, ca o femeie dură, când trebuie. Și cum se desface asta? Am reușit, peste tot. Bun, pieptul de pui, îl facem fâșii și o să-l tragem în puțin ulei cu legume, cu ardei, roșii, galben și verde, ca să dea frumos la preparat. Ceapă, curry, chili, pui indian, e un preparat picant. Rețeta o să o adaptez după fiecare gust. Să fac mai puțin picantă, deloc picantă sau foarte picantă. Dar noi o să-l facem ușor picant. Sper să le placă șefilor. Ingredientul meu secret este șofranul și sufletul care o să-l pun în acest preparat. Și am pus ceva. Este un preparat care copiilor mei le place. Am doi copii mari. Cel mare are 29 de ani și cel mic 24 de ani. Băiatul cel mic lucrează actualmente în Anglia, într-un restaurant ca și sous-chef. Bucătar și el, mi-a călcat pe urme. Sunt bucătar profesionist de vreo 10 ani. Am terminat școala profesională, l-am cunoscut pe viitorul meu soț. Aveam 18 ani, eu 18 ani, el. Ne-am căsătorit din dragoste, tineri. Sau poate a fost o nebunie, dar a fost dragoste. Și am făcut o mică firmă în care am avut câteva tonete. Găteam foarte mult și tuturor le plăcea ceea ce gătesc. Și m-am gândit să fac și un curs de bucătar. Vreau să fac ceva ce-mi place mie. Am discutat cu soțul meu și am spus că vreau să fac cursurile de bucătar și el mi-a spus că nu este posibilitate dacă vreau să fac așa ceva, să o fac eu cum știu eu. Și atunci m-am angajat ca ajutor de bucătar și muncind din salariul meu mi-am plătit acele cursuri de bucătar. O altă experiență culinară interesantă a fost în Elveția, la un restaurant. Le plăceau la elvețieni prăjiturile mele și, bineînțeles, pizza pe care o făceam eu o mâncau cu mare plăcere. În 2014 am fost în Anglia și am lucrat 2 ani de zile. Singură mi-am căutat de lucru în Anglia, printr-o agenție. Și acolo am lucrat într-un restaurant, începând de la ajutor de bucătar. După un an de zile am ajuns șef bucătar într-un restaurant de 3 stele. M-am ambiționat să demonstrez că o femeie și româncă poate să facă un lucru deosebit în bucătărie în Anglia. Și a fost o experiență extraordinară. N-am stat foarte mult pentru că nora mea a născut și am spus să mă întorc acasă la nepoțelul meu. Sunt divorțată, cam și divorțat între timp. A fost o căsnicie frumoasă. De ce am divorțat? Pentru că a fost o ispită foarte puternică, care l-a ispitit foarte mult și a rămas cu persoana respectivă, s-a căsătorit, regrete există, nu e ok, dar asta nu e problema mea. Viața merge înainte. E prima dată când particip la un concurs de gătit. A fost foarte uimit când ne-am dat vestea că m-am înscris și o să vin la șef la cuțite și nu i-a venit a crede. Pentru că după ce ne-am divorțat, eu chiar dacă am rămas singură, mi-am văzut de vocația mea, de cariera mea, plecările mele afară, să muncesc pe cont propriu. Am făcut ceea ce n-am putut să fac când eram tânără. Să fiu un bucătar așa cum n-a crezut el niciodată că o să ajung și nu-i vine a crede că eu chiar am putut să fac lucrurile astea. Vreau să stea orezul mai drept și să-l pun așa într-o fel, fără să cadă în halul ăsta. Poate unde mă și grăbesc acum. Sunt curioasă ce o să zică șefii despre preparat când o să-l guste. Sper șefilor să le placă ce am făcut aici. De ce îmi trebuie cuțitele? Pentru că le vreau neapărat pentru mine. Ar fi o realizare foarte mare pentru mine. E o dorință mare a mea, dacă ar fi, să câștig, să-mi deschid eu restaurantul meu. Aici, în România, împreună cu copiii mei, cu băieții mei. Să bei tot și să fii cu minte, da? Ești răcit și stai acasă? Foarte bine! Cu Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și poți să te bucuri apoi de tot ce-ți place ție. Faringo Hot Drink. Ce să fac dacă mă simt mai bine? Când răceala nu te întrece, te distrezi de nota 10. Tu ce faci de răceala asta? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
Pochito, pochito, suave, suavecito. Despacito. Hai. Bă, și ce n-am primit de mult? Somon, bă. Am vreau un sandwich. Mamă, ar fi bun un sandwich. Care sandwich? Da, da, un sloppy joe. Sandwich. Sloppy joe. Ce e aia, bă, frate, nu știu. E cu farsă. Sloppy joe e... Farsă. Hai, ia pui cucuri. Ia, uite. Pui cucuri. Curi, 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 curi. Cari, 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 cari. Deci avem orezel, puiuț, roșii, ardei, cu miros e... de cari. Indian. Da. Păi, nu e indian ăsta niciodată. Așa vrea concurentul meu. Ciprian de dincolo de uși zice că această farfurie este indian. E. Ma. Indian ce pe ce, nu? Ma. Deci, o tocană de pui. Mare pe. Ardei gras, roșii, ceapă. Nu vă place. Da, mai un tocan, un ghiveș din asta așa, un sote de legume, de ardei și roșii, ceapă și pui. Deci îți dai seama că e o farfurie orientală. Nu e picant, ăștia fac cam picant. Și atent aici fie asta. În spatele ușilor e o domnișoară care îi place cu Krishna. Ce? Are Krishna, hare, hare, hi, na, 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 na. Cum ai zis, mă? Krishna, așa, nu știu, e... Nu, dar cum ai făcut? Hare, 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 hare. Să prin nou, kishe hna. Zi, 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 mă, că tu știi cuvintele. La mea melodie. Inchikidana, inchikidana, dalero pardana. Bravo. Inchikidana, bloche. Nu mai ții minte că mergeam, vedeam filmele alea indiene. Oriental tocăriț. Asta știi unde se face, nu? Genul ăsta de mâncărica? În Botoșani. În Iași. La Cambridge. Termină-te, mă, că ea chiar fac chiuriuri acolo. Băi, este restaurant indian în Anglia, deținut de un italian. Eu cred că e Fisa. Pe acolo, Cipriana. Ce? E Cipriana. Hai e Cipriana, e Cipriana. Daleu Pardana. E Cipriana. E Cipriana. Hai să votăm. Hai să votăm cu ăștia. Hai să votăm. N-am mai mâncat orez gustos așa de mult. Deci păcat de sos, că trebuia să pună mai mult sos. De ce te iei de mine? Al trecut ora, mă, firea, n-ai... Da, firea, al dracu, gata, fac ce vreau. Al dracu de mafiot. Ți-ai zis că e Cipriana, mă. Bună seara! Cum vă numiți, doamnă? Todiraș cu Maricica. De unde veniți, doamnă? Cum? Din Iași. Todiraș cu Maricica, dar toată lumea îmi spune Manuela. Manuela? Cu ce vă ocupați? Sunt bucătar. Aha! Lucrați? Momentan lucrez pe litoral. Unde? Mamaia. Aha! Ia, ascultă-mă, fii atent. Câți bucătari ai schimbat de când te-ai dus acolo până acum? Câți au plecat de lângă voi, câți au venit noi? Unul singur a plecat de când am venit eu, pentru că eu l-am înlocuit când am ajuns. Băi, deci e clar, doar de tine fuge lumea. Pe unde ați mai lucrat? La mine în Iași, la un bistro. Okay. Și 2 ani de zile în Anglia. M-am întors în decembrie. Ai văzut-o? Ți-am zis eu că... Nu, asta e o rețetă care da. O am de foarte mult timp. Și ce ați folosit? Curry și chili. Curry și chili. Chili nu se simte, doamna. Da, l-am făcut puțin picant. Deloc. În Anglia, unde ați lucrat? În Welsh, în Landudo. Ce fel de bucătărie făceați acolo? Bucătărie englezească, normal. Au englezii bucătărie, doamnă. Nu au englezii bucătărie, e o amestecătură, nu? Păi asta zic. Da. Eu am noroc cu francezii, că am învățat să prăjească ceva acolo. Așa. Și pe ce post ați lucrat acolo? Un an de zile pe post de bucătar și după aceea 8 luni de zile pe post de șef bucătar. Oh, felicitări. Mulțumesc frumos. Englezii puteau să spună Manuela? Nu, spunea Maria. Maria? De ce ai avut toate numele? Și ce poreclă ați mai avut? Cum vi s-a mai spus? În Anglia mi s-a spus Lady in Red în bucătărie pentru că mă îmbrăcam în roșu. Lady in Red? Da. Și colegii mei, după ce am devenit șef bucătar, spuneau Cruella. Cruella? De ce? Pentru că eram dură cu ei, pentru că nu făceau treabă. O să vă zic și eu ceva de Cruella. Aveam 16 ani când m-am angajat. Am fost 6 luni picol. Mă bătea o spătăriță și la fel îi spuneam Cruella, jur. Îmi dădea și turic și drecul de alea, cheie de alea în cap. Și noi acum cum putem să vă spunem? Lady in Red, Cruella, Manu, Cipriana... Manuela sau Manu? De Manu mă știe toată lumea. La mine s-a auzit altfel, era de frică mă știe toată lumea, no. Dar e ok. Doamna Manuela. Doamna de fier, băi. Gata, doamna de fier. Margaret Thatcher a bucătăriei românești.
Vreau să vă spun că noi la cât am mâncat astăzi, la cât urmează să mai mâncăm, doar gustăm din preparate, să știți. Și chiar vreau să vă întreb, de ce ați pus atât de mult în farfurii? Am început să pun cu un polonic și tremuram mâna, sincer, și nu mi-am dat seama cât am pus. Înțeles. Manuela, proporțiile din farfuria ta. Știu. Trebuie să mă înțelegi. Am vrut ea e să gustoasă. Pun, mi-aș fi dorit să nu cumva să te fie atins de ardeiul verde. Ardeiul gras verde. Nu. Roșu, galben, stau țepeni. Ăsta verde se fleșchește și strică tot. În rest, un pic de picant, dacă era... Am vrut să-l fac mai picant pentru gustul dumneavoastră, dar știam că ceilalți doi șef... care... Nu. Și ăsta mănâncă picant. Manu, da. Farfurie foarte aglomerat. Și pe lângă asta, tot spuneți acolo că ați folosit chili. Nu se simte deloc. Am pus chili pudră și, v-am spus sincer, l-am gustat. E mort. Dacă îl făceam prea picant, spuneați că e prea picant. Nu există așa ceva, credeți-ne. Ideea este așa. Are gust. Nu are gust de chili, dar are gust preparatul tot. Orezul are gust, să știți. Felicitări pentru gust. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze încă o dată pentru proporția imensă. Vă iubesc. Da. Și pe mine? Și pe tine. Mai ales pe tine. Mai ales. O să dau una. Mulțumesc. Felicitări, Cipriana. Mulțumesc frumos. Numai doamna de fier, felicitări. Felicitări, doamna. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc mult. Extraordinar, nu vine a crede. E incredibil. E un vis împlinit. Super! Gata. Ai zis că am venit cu norocul, nu? Cu ploaie, gata. Cred că și alții care n-au avut încredere în mine să vadă că se poate și că o femeie poate. Mi-aș dori ca acest sezon să fie câștigat de o femeie. De ce nu?